Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Nicoleta Preda și vă prezint știrile Absolut TV. Pentru început, iată care sunt principalele subiecte. Prefectul județului Argeș, Mihai Loprescu, este supărat pe distribuitorul de energie electrică. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de temperaturi foarte scăzute cu cer noaptea și dimineața. La Curtea de Argeș s-a deschis sezonul țuțurilor de gheață. Pericolul pândește sub fiecare streașină. Instituția Prefectului Argeș a semnat un protocol de colaborare cu Camera de Comerț și Industrie Argeș. Ce se urmărește prin semnarea acestui document, vă spunem în jurnalul Absolut TV. Prefectul județului Mihai Loprescu este supărat pe distribuitorul de energie electrică. Șeful prefecturii Argeș spune că cele mai mari probleme în perioada nisorilor au apărut din cauza faptului că foarte mulți consumatori și nu numai au rămas fără curent electric. 32 de localități din Argeș au rămas fără curent din cauza nisorilor. Din păcate, în unele cazuri, avariile au fost remediate chiar și după 48 de ore, lucru care l-a supărat foarte tare pe Mihai Loprescu, prefectul județului Argeș. Din această cauză, prefectul a convocat joi o ședință la care să participe conducerea prefecturii, șefii ISU și conducerea CEZ. Majoritatea problemelor care au existat în acest weekend, cauzate de situația meteorologică, s-a datorat lipsei de energie, de furnizare de energie electrică și va trebui să avem o discuție cu reprezentanții CEZ. Am informat atât Ministerul Afacerilor Interne cât și Ministerul Energiei de situația creată la nivelul județului. Cred și susțin acest lucru că este momentul ca reprezentanții acestei instituții să trateze cu maximă seriozitate problemele argeșenilor. Au fost multe, au fost de fiecare dată, au fost la fiecare val de calamități naturale. Cred că trebuie să acorde mai multe investiții pentru rețeaua de furnizare electrică pentru operatorii casnici, fiindcă în alte condiții va trebui să gândim foarte serios alături de administrațiile locale soluțiile de rezolvare alternativă a acestor chestiuni. Prefectul Mihai Loprescu speră ca, după discuțiile purtate cu reprezentanții distribuitorului de energie electrică, în județul Argeș să nu mai existe atât de mulți consumatori afectați de întreruperea curentului electric în situații ca cele din weekendul ce tocmai s-a încheiat. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de temperaturi foarte scăzute, cu cer noaptea și dimineața. Codul este valabil și pentru județul Argeș, de astăzi, de la ora 18 până joi, 21 ianuarie, la ora 10. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul menționat, vremea va fi deosebit de rece, geroasă noaptea și dimineața în cea mai mare parte a țării. În Oltenia, Muntenia, sudul și estul Transilvaniei vor fi minime de minus 20 și minus 15 grade, iar izolat se vor înregistra valori termice de sub minus 25 de grade. Valorile maxime ale temperaturii aerului se vor situa la nivelul județului în general între minus 4 și 0 grade Celsius, iar pe parcursul nopților și dimineților vor fi punctual valori care s-ar putea să coboare sub 20, poate chiar 22 de grade Celsius cu minus, așadar, și vor fi numai mult de minus 14 grade Celsius în jumătatea de sud a județului. Aceste valori de minus 20 de grade Celsius, poate puțin sub minus 20 de grade Celsius, vor fi în zona subcarpatică, așa cum spuneam, vor fi pe arii restrânse, izolat, punctual chiar, iar aspectul cerului va fi unul mai mult senin. Unele înnorări vor fi joi pe parcursul zilei, în nordul județului, mai bine zis în zona montană, înnorări care s-ar putea să favorizeze ninsori slabe cantitativ, dar și intensificări temporare ale vântului, care pe alocuri vor duce la spulberarea zăpezii. Vremea se va menține însă deosebit de rece local, geroasă noaptea și dimineața și după 21 ianuarie, până în jurul datei de 26 ianuarie. Pe parcursul nopților și al dimineților, în zonele joase de relief, vor fi condiții de ceață, asociată cu depunere de chigiură. Așadar, prudență, pentru că vremea va fi deosebit de rece pentru o săptămână de acum încolo, geroasă nopțile și diminețile, punctual cu valori termice care s-ar putea să fie sub minus 20 de grade Celsius.
În această perioadă, cel mai mare pericol pentru trecători sunt surțurii care s-au format la acoperișurile blocurilor. Asociațiile de proprietari sunt obligate să dea jos surțurii, iar atunci când acest lucru este imposibil, pot cere ajutorul pompierilor. La Curtea de Argeș, pericolul pândește aproape la fiecare bloc. Locatarii fiecărui bloc au obligația să dea jos de la acoperișuri țurțurii care pun în pericol trecătorii. Cei de la pompieri pot să intervină numai în cazurile excepționale în care locatarii nu pot să facă singuri această operațiune. Doborârea țurțurilor trebuie făcută cu mare atenție. Un cetățean a ieșit pe geamul de la bucătărie și a început să dea jos surțurii fără să-i pese că pe trotuar putea trece cineva. Nu prea e normal că se poate întâmpla diferite avarii de mașini sau, mai rău, persoane accidentate. Da. ISU Argeș reamintește cetățenilor că au responsabilitatea legală de îndepărtarea țurțurilor de gheață formați la streșinile și șgheaburile imobilelor pe care le dețin sau administrează, pentru ca prin desprinderea lor acestea să nu pună în pericol viața trecătorilor sau bunurile materiale. Atunci când există risc iminent de căderea țurțurilor formați la imobile, proprietarul sau administratorul are obligația de a lua măsuri pentru avertizare și marcarea perimetrului expus riscurilor. Intervenția pompierilor se poate realiza doar în situații speciale, atunci când înălțimea imobilelor sau condițiile de deplasare a acestora nu permit administratorilor imobilelor să acționeze în siguranță pentru îndepărtarea țurțurilor. La Curtea de Argeș, dezăpezirea nu s-a făcut așa cum trebuie, iar străzile au fost pline de zăpade. Deși municipalitatea a cumpărat anul trecut o sărăriță tocmai pentru a putea fi curățate străzile, edilii spun acum că mai e nevoie de alte multe utilaje pentru ca orașul să fie dezăpezit. La Curtea de Argeș, zăpada a pus stăpânire pe străzi și pe trotuare. În 2015, primăria a cumpărat cu 20.000 de euro un utilaj care împrăștie materialul antiderapant pentru ca cetățenii să poată circula în bune condiții și iarna. Nu s-a întâmplat așa, dar reprezentanții administrației locale au găsit motive pentru asta. Sunt suficiente utilajele pe care le are serviciul public pentru dezăpezire în acest moment? Pentru nivelul care dorim noi, nu. Și mai ales pe care doresc cetățenii, s-a demonstrat încă o dată, dacă ninge foarte puternic și în ritm susținut, este foarte greu să faci față cu două mașini mari, sărăițe și încă două pluguri. Dacă utilajul care împrăștie material antiderapant este nou, celelalte pluguri au peste 30 de ani vechime. Este necesar pentru un oraș modern, într-un oraș în care numai anul acesta s-au recepționat aproape 40 de kilometri de străzi noi asfaltate, deci cu aceleași utilaje trebuie să faci mai mult cu 40 de kilometri. Dacă bugetul local va avea suficienți bani, anul acesta la Curtea de Argeș se vor cumpăra și alte utilaje necesare dezăpezirii în bune condiții, spune viceprimarul municipiului. Prefectura Argeș a semnat astăzi un protocol de colaborare cu Camera de Comerț și Industrie Argeș. Prin semnarea acestui protocol se dorește să se obțină o mai bună conlucrare între mediul de afaceri și instituțiile statului. Prefectura Argeș a semnat, în prezența tuturor directorilor de instituții, un protocol de colaborare cu Camera de Comerț și Industrie Argeș. George Caval, președintele CCI Argeș, a explicat că acest protocol este util și că vor să faciliteze o mai bună conlucrare cu instituțiile statului. De asemenea, acesta a mai precizat că după 6 luni de la venirea lui în fruntea CCI Argeș, a reușit, cu sprijinul prefectului Mihai Oprescu, să finalizeze astfel un proiect foarte important pentru mediul de afaceri. Printre prioritățile asumate de guvernul reprezentat de domnul prim-ministru Dacian Cioloș, există, în primul rând, optimizarea dialogului social, tri sau bipartid și adăugarea acestora la realitățile economice și sociale, în vederea consolidării relațiilor industriale și a menținerii coeziunilor sociale. Protocolul dintre cele două instituții este primul de acest fel semnat până acum în județul Argeș. Dezvoltarea unui județ, a unei industrie, a unei economii, nu e posibilă fără o conlucrare, o cooperare între oamenii de afaceri și aceste instituții care, de fapt, sunt determinante în bunul mers al industriei, al economiei într-o țară civilizată. Prima colaborare dintre Prefectură și Camera de Comerț și Industrie Argeș se va concretiza în luna mai prin organizarea târgului de utilaje agricole. Solicităm pe această cale public sprijinul direct instituțiilor deconcentrate pentru susținerea târgului de utilaje agricole pe care l-am stabilit în luna mai. Este o acțiune care să dea o imagine
mai bună județului nostru. Noi am făcut o primă încercare a acestui târg în toamnă, s-a creat cu un succes mai mic fiind prima încercare, dar am stabilit pentru luna mai un târg agricol de utilaje agricole. La sfârșitul anului trecut a fost aprobat modelul și conținutul unor formulare de declarații informative ce urmează a fi depuse la finanțe. Este vorba despre declarația informativă privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remunerațiile administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora și declarația informativă privind produsele de asigurări de viață contractate de rezidenți ai altor state ale UE pe teritoriul României. Cine sunt cei care trebuie să completeze și să depună aceste formulare, vă spunem în materialul următor. Formularul 402 trebuie depus de plătitorii veniturilor de natură salarială sau asimilate salariilor, remunerațiilor administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora, care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile din astfel de remunerații. Cine sunt cei pentru care se completează formularul? Este vorba despre persoanele fizice rezidente în alte state membre ale Uniunii Europene, care au realizat venituri în România din salarii în baza contractului individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, dar și venituri din orice alte activități dependente la entitățile raportoare din România. Formularul se mai completează și pentru persoanele fizice rezidente în alte state membre ale Uniunii Europene care au realizat venituri de la entitățile raportoare din România în calitate de administratori sau persoane asimilate acestora ca urmare a activității de conducere și administrare. Mai exact, administratorii, directorii, membrii directoratului, membrii Consiliului de Supraveghere sau membrii Consiliului de Administrație. În ceea ce privește formularul 403, acesta trebuie completat și depus de asiguratorii definiți de legea 32/2000 privind activitatea de asigurare și supraveghere a asigurărilor cu modificările și completările ulterioare. Cine sunt cei pentru care se completează formularul? Este vorba despre persoanele fizice rezidente în alte state membre ale Uniunii Europene care au calitatea de asigurat, beneficiar, plătitor de primă, contractant sau titular în cadrul unor polițe de asigurări de viață încheiate pe teritoriul României. Formularele se depun la finanțe în format electronic până în ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul expirat. Președintele Alianței Liberale Democrate Câmpul Lung, Sergiu Cicu, a declanșat procedura de strângere de semnături pentru organizarea unui referendum pe plan local în care locuitorii municipiului să decidă dacă vor fi de acord sau nu cu amenajarea unui centru de cazare pentru imigrații la Câmpul Lung. Orașul Câmpul Lung se află pe lista Ministerului Administrației și Internelor ca și locație pentru cazarea imigraților sirieni. Luni, 18 ianuarie, președintele ALDE filiala Câmpul Lung, Sergiu Cicu, a susținut în fața mass media locale o conferință de presă. Echipa partidului a declanșat o procedură de strângere de semnături pentru organizarea unui referendum în privința sosirii refugiaților la Câmpul Lung, dar a vorbit și despre șansa de relansare a Câmpul Lungului prin turismul cultural și apropierea administrației de mediul de afaceri. ALDE Câmpul Lung a declanșat procedura de strângere de semnături pentru organizarea unui referendum pe plan local, în care locuitorii municipiului Câmpul Lung să decide că dacă vor fi de acord sau nu cu amenajarea unui centru de cazare pentru imigranți în Câmpul Lung. Sigur, rezultatul acestui referendum nu vor fi obligatoriu depus în practică, dar eu, dacă aș fi primar, și cred că oricine ar fi primar în Câmpul Lung, aș face orice ca să determine autoritățile centrale să respecte poziția locuitorilor din municipiul Câmpul Lung. Niciunul din actualii miniștri nu a venit la Câmpul Lung. Cred că au aflat de noi în momentul în care au pus un bolt pe hartă în dreptul orașului nostru și au spus: mai trimitem și aici vreo 400. Vreau să subliniez că nu suntem nici împotrivă, nici în favoarea aducerii aici a emigranților. Mă refer la poziția ALDE. Cred însă că prin acest demers pe care îl facem, atât autoritățile cât și locuitorii din Câmpul Lung vor avea măcar ocazia să se informeze corect. La Câmpul Lung, ca și candidat pentru obținerea fotoliului de primar, a fost desemnat recent Sergiu Cicu, urmând ca din cei 300 de membri pe care îi numără ALDE să se întocmească listele pentru Consiliul Local și pentru Consiliul Județean. Viceprimarul orașului Câmpul Lung, Bogdan David, acuză conducerea spitalului municipal din localitate de management defectuos. Tocmai de aceea, în prima ședință a Consiliului Local de anul acesta, viceprimarul va cere consilierilor destituirea conducerii unității medicale Câmpul Lungene.
În bugetul de anul acesta, Spitalul Municipal din Câmpul Lung beneficiază de o sumă destul de frumoasă de bani pentru investiții. Cei aproximativ 50 de miliarde de lei vechi vor fi necesari pentru dotări, săli de operație, extindere clădire oncologie, lucrări de termoizolare, modernizare lift și licențe software. În viziunea consilierului cu atribuții de viceprimar Bogdan David, atât timp cât spitalul beneficiază de fonduri din bugetul local, conducerea trebuie să dea socoteală pentru ceea ce se întâmplă în această instituție. Faptul că actualul manager nu este consecvent în declarațiile sale a făcut ca viceprimarul să ia atitudine împotriva acestuia. La spitalul municipal va trebui să facem și o ședință de consiliu specială pentru spitalul municipal, pentru că din punctul meu de vedere sunt mari lacune manageriale acolo și că domnul director, când așa da demisia, trebuie să rămână la ea și să nu mai revină. Tot la sfârșitul lunii o să înaintăm două hotărâri de consiliu în care vom cere și ni s-a spus că ni se va da patrimoniul spitalului TBC. De la Consiliul Județean. De la Consiliul Județean, plus clădirea care este în momentul de față pe Revoluție, fondul centru de plasament. Sperăm ca de la 1 februarie să intre în patrimoniul Câmpul Lungului. Bun, deci intrând aceste două clădiri, și spitalul și acest centru unde a fost chiar aici, pe Revoluție, aici implică, luați două clădiri, implică costuri, că trebuie să reabilitate, clădirile se află așa cum se află, am văzut într-o stare destul de... Ne vom descurca. Da? Da, să ne dea clădirile, că sunt ale municipiului Câmpul Lung, că le-au ținut la Consiliul Județean an de zile și n-au făcut nicio investiție pe ea, sigur vom face mai mult decât au făcut ei. Începutul de an s-ar putea să nu fie prea bun pentru cei care conduc Spitalul Municipal din Câmpul Lung, mai ales că acum s-a încheiat cu bine și etapa de acreditare a acestuia. Viceprimarul municipiului Câmpul Lung, Bogdan David, îi arată cartonașul roșu șefului poliției locale. Invocând faptul că poliția câmpulungeană nu este bine coordonată și organizată, viceprimarul a anunțat că în prima ședință a Consiliului Local va cere demiterea șefului poliției locale. De aproximativ o jumătate de an, poliția locală din Câmpul Lung a intrat în vizorul Consiliului Local. Au fost voci care au precizat că li s-au acordat facilități bănești în scopul de a eficientiza serviciul din municipiu. Acest lucru nu s-a văzut până în acest început de an. Ca urmare, consilierul cu atribuții de viceprimar Bogdan David este hotărât să ceară aleșilor locali revocarea din funcția șefului poliției Auraș Ghiță. Poliția locală e un subiect sensibil pentru primăria Câmpul Lung, mai ales și pentru mine. De-a lungul ultimilor 2-3 săptămâni am avut mai multe întâlniri cu reprezentanții poliției locale și mai mult cu cei ai sindicatelor, că pe cei conducerii sunt un pic dispăruți. Eu le-am spus că dacă vor să aibă drepturi ca Poliția Națională, trebuie să aibă și obligații ca Poliția Națională. În momentul de față se lucrează la un program, se lucrează pentru trecerea poliției locale la programul de 8 ore, pentru că... Ei acum lucrau cum? 24 acum, în momentul de față lucrează 12 cu 24, 12, cu 36, da. O nebunie. Nu se mai știe. Da. Clar. E un program un pic cam lejer pentru ei și cel mai corect ar fi să treacă la programul de 8 ore. Acolo cu poliția, cei care se ocupă de rutier, să meargă cu mai intens pe zi, pe timp de zi, programul 1 puțin mai puțin pe programul 2 și fără programul 3, că nu ne trebuie poliție pe rutier noaptea, și acolo să mergem cu cei de pază și ordine. Eu am solicitat și sper să fie scos la concurs postul de șef al poliției locale, pentru că de fapt totul pleacă de la faptul că nu au o persoană care să coordoneze cum trebuie, haosul fiind la nivel de oameni, datorită faptului că nu-i coordonează cineva cum trebuie. Poliția locală va beneficia în acest an de stații de emisie recepție și de amenajarea unui dispecerat modern în cadrul primăriei municipiului Câmpul Lung. Mica Unire și Golești este simpoziumul care va avea loc joi, 21 ianuarie, la Muzeul Golești. Evenimentul este dedicat aniversării a 157 de ani de la Unirea Principatelor Române. Consiliul Județean Argeș și Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești organizează joi, 21 ianuarie, începând cu orele 12 în sala de conferințe, simpozionul județean cu tema Mica Unire și Golești, eveniment care marchează 157 de ani de la Unirea Principatelor Române. În timpul acela, numeroși oameni politici și de stat, dar și revoluționarii golești, au săvârșit cea mai strălucită operă, cel mai mare ideal național, acela de realizare a unității statale, în care Principatele Române, Țara Românească și Moldova
s-au unificat în cadrul aceluiași stat, cel care abia la 1 decembrie 1918 va deveni România. Unirea este singura stare politică ce putea să asigure viitorul nostru și să ne permită a da țării organizarea ce o așteaptă de atât de mult timp, afirma Alexandru Ioan Cuza, înfăptuitor al acestui deosebit eveniment istoric. În cadrul acestui eveniment vor fi abordate numeroase subiecte și fiecare foarte important. Astfel se va vorbi despre dubla alegere a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, despre ceea ce înseamnă de fapt realizarea României moderne, dar și semnificația unirii în contextul politic extern. La eveniment vor participa specialiștii Muzeului Golești, cadre didactice și elevi din Argeș, reprezentanții Cercului Militar Pitești, Asociația Județeană Argeș Basarab I a cadrelor militare în rezervă și în retragere și Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Argeș. La finalul manifestării, în fața conacului goleștilor, toți participanții vor da mână cu mână jucând Hora Unirii. Cel mai mare loc de joacă din Curtea de Argeș, aflat în centrul unuia dintre cele mai aglomerate cartiere ale municipiului, este un pericol pentru copii. Mai mulți cetățeni au reclamat faptul că leacănele și toboganele îi pot răni pe cei care le folosesc. Deși situația este veche de câțiva ani, abia acum administrația locală va lua măsuri. Locul de joacă de la terasa 1 Mai din Curtea de Argeș, aflat într-unul dintre cele mai aglomerate cartiere, este cel mai mare din municipiu. Nu au mai fost făcute reparații acolo de câțiva ani, iar copiii se pot lovi în toate obiectele cu care ar trebui să se joace. Nu corespunde oricum normele europene. N-ar trebui pietrii să lovească copiii în față. Atâtea cuie și atâtea fiare. Deci totul trebuie izolat cu un covor care să-i apere pe copii când cad. Abia anul acesta s-au gândit reprezentanții administrației publice locale să refacă părculețele copiilor de la terasa 1 Mai. Locul de joacă de la terasa 1 Mai este o locale mai mare. Primarul Curții de Argeș vrea să amenajeze și alte locuri de joacă în acest an. Mai avem încă 2 locuri de joacă, am făcut până acum 9. Locurile de joacă amenajate anul trecut la Curtea de Argeș au fost făcute din sponsorizările făcute de o societate din municipiu care a dat pentru părculețele copiilor 40.000 de euro. În primul meci oficial susținut în acest an, SCM Pitești a dispus cu 35-34 de Sepsis Sfântul Gheorghe în divizia A la handbal feminin. Victoria este cu atât mai importantă cu cât a fost obținută în condițiile unor probleme importante de lot. Într-un meci contând pentru eșalonul secund la handbal feminin, SCM Pitești a dispus cu 35-34 de Sepsis Sfântul Gheorghe. Meciul a avut dramatism, însă gazdele au reușit în cele din urmă să se impună. Ne așteptam la un astfel de joc, cu un final incandescent, să spunem așa. Importantă pentru noi în acest moment este victoria. Suntem conștienți că nu a fost unul dintre jocurile noastre cele mai reușite, în special în faza de apărare. Avem foarte mult de muncă. Campionatul este făcut de așa natură, cu pauze foarte lungi și dese, nu mai spunem de succese. Așa. Și în aceste condiții vă dați seama că nici programul de pregătire nu a putut să fie unul corespunzător. Ne-am confruntat și cu 4 accidentări destul de serioase, jucătoare care au rămas pe margine, și chiar 2 dintre cele care au evoluat astăzi au evoluat accidentate și vrem chiar să le mulțumim pentru modul că ne-au ajutat în această situație. Chiar ne vedeam puși în situația de nu avea ce prezenta pe teren la acest meci din cauza deselor accidentării. Echipa din Pitești rămâne pe locul 4 în clasament, având 24 de puncte acumulate, și va juca în următoarea etapă pe terenul celor de la CSU Timișoara. BCM-ul Pitești l-a transferat pe pivotul american Michael Dee. Acesta a jucat ultima oară la gruparea maghiară Zolnok. BCM-ul Pitești a perfectat transferul lui Michael Dee. Jucătorul american va evolua în culorile alviolete pe parcursul acestui sezon competițional, în care echipa încearcă să intre în play-off. Michael măsoară 2,06 metri, cântărește 98 de kg și evoluează pe poziția 4, însă poate fi folosit și la poziția 5 potrivit site-ului scmpitești.ro. Pivotul american se află la primul contact cu baschetul românesc. Dee a început sezonul 2014-2015 alături de o formație franceză și a terminat
terminat sezonul precedent la Zolnok, formația alături de care a cucerit titlul de campion al Ungariei. Nu sunt singurele grupări unde a evoluat jucătorul de culoare, printre acestea numărându-se și BC Donetsk, echipă la care l-a avut coleg pe Max Pustosvonov. Aici cei doi au evoluat atât în Eurocup, cât și într-o partidă de calificare în Euroligă. Acestea au fost știrile, sunt Nicoleta Preda și vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, în fiecare zi ne puteți urmări și pe site-ul nostru www.absolutv.ro pentru a ne semna la evenimente. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0348 730980.